Premierul Dorin Regean este apolitic și nu va adera la Partidul Acțiune și Solidaritate. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului Daniel Vodă, care a menționat că prim-ministrul a participat ieri la Consiliul Național Politic al PAS în calitate de invitat. Premierul țării a fost în calitate de invitat și având în vedere că a primit susținerea politică în Parlament din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, dumneavoastră a participat la ședința Consiliului Național Politic. Prezența prim-ministrului la ședința Consiliului Național Politic al PAS a stârnit un val de critici și reacții în societate. Analistul politic Cornel Ciurea susține că neutralitatea premierului a fost pusă la îndoială. Cumva este încălcată această linie simbolică, linie de marcare simbolică între guvernare și partid. De fapt, prin mesajul dat s-a transmis că PAS este cumva controlează toate structurile guvernamentale, sunt controlate de PAS, nu este această, ce este politizat actul politic. Pe de altă parte, analistul politic Anatol Țăranu nu vede nimic alarmant în gestul prim-ministrului. Este o practică absolut ordinară. Domnul Regean conduce un guvern care este o emanație politică a majorității parlamentare formată din partidul PAS. El, de fapt, este o creatură politică a PAS și faptul că nu face parte din partid, de fapt, nimic nu schimbă. Membrii PAS susțin că interacțiunea prim-ministrului cu partidul de guvernare este o practică obișnuită în țările dezvoltate. Este o practică care se întâmplă în toate forumurile, la toate partidele care se respectă. Dacă vă uitați în Marea Britanie și în toate, și am încercat să preluăm și noi practici de la ei. Disputa cu privire la apartenența politică a premierului a început după ce ieri Dorin Recean a ținut un discurs în cadrul Consiliului Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate.